Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem într-o seară când vom vorbi din nou cu slujitori și vom vorbi despre slujire, o slujire diversificată în foarte multe forme, dar bucuria noastră și speranța noastră este că vorbim despre slujirea aceluiași Dumnezeu și slujire în aceeași împărăție. În seara aceasta am bucuria să-i aduc în casele voastre și sper în sufletul vostru pe doi dintre colegii mei, Vali și Manu. Bine ați venit la emisiune! Vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Știu că viața voastră este cam așa de liber, cugetător, dar da, știm că viața este aglomerată cu foarte multe provocări. Mulțumesc că v-ați făcut timp. Dacă aș zice fără cenzură așa, zice să le spuneți și nevestelor, mulțumesc frumos că v-au lăsat să veniți, dar nu vreau să spun că nevestele v-au lăsat, ci că nevestele v-au lăsat. Bun, sunteți în locul acesta și asta este important, că putem să ne bucurăm. Slujirea, privilegiu sau responsabilitate? Bună întrebare. Slujirea este privită de unii ca fiind un privilegiu. De-aia sunt unii care poate se uită cumva cu invidie spre cei ce sunt în față. Însă, dacă slujești fără să înțelegi că ai o responsabilitate, e o mare problemă. Și responsabilitatea pe care o avem este să știm că tot ceea ce avem, îmi vine în minte acum un exemplu biblic cu acel fiu al prorocilor, căruia a căzut fierul în apa Iordanului și a venit cumva jelindu-se la Elisei, spunând: Domnule, era împrumutat. Nici măcar nu era a meu. Nici măcar nu era meu. Asta este slujirea noastră. Tot ceea ce avem, câmpul de slujire, uneltele de slujire, toate sunt de fapt împrumutate. Și asta înseamnă responsabilitate. Nu neapărat responsabilitatea românilor, că noi știm că dacă împrumutăm un lucru, nu suntem așa atenți cu el, dar responsabilitatea pe care o avem să știm că suntem împrumutați de Domnul. Și cred că este și un privilegiu, dar e și o responsabilitate pe care o avem. Deci, zi, Manu, ca să Eu cred că comentezi. trebuie să subscriu, nu aș putea să Da, deci... privilegiu. Totuși, în același timp mă gândesc și la ideea asta că dacă nu ar exista, nu știu, plăcerea aceea sau gândul ăla că ești onorat să fii într-o astfel de slujire. Mă gândesc la un ambasador care are onoarea să-și reprezinte țara într-o țară, stând într-un loc străin. Omul ăla are și un privilegiu deosebit să fie pus în slujba respectivă. Chiar dacă el este acolo doar ca reprezentant, nu este el cel care își conduce țara, ci este doar reprezentantul țării, are responsabilitatea de a-și reprezenta țara. Totuși este un extraordinar de mare privilegiu să-l slujești pe Dumnezeu, să fii pus în slujba lui și în slujba semenilor. Deci răspunsul este da, Este da, privilegiu și absolut. responsabilitate și probabil cu cât cei pe care îi reprezint sunt mai importanți, cu atât este mai mare și privilegiu Absolut. și responsabilitatea. Probabil că în viața unui slujitor, mă gândesc, voi puteți să aprobați sau să comentați, secretul ar fi să păstrăm un echilibru între privilegiu și responsabilitate. Dacă pun prea mare accent pe responsabilitate, voi fi doborât. N-am cum să mă duc atâtea vin pe capul meu și responsabilitatea mă doboară, las totul și am plecat. Probabil aici se întâmplă cu păstorii care ies din slujire sau slujitorii care ies. Nu vorbim de cei care fac greșeli, ci eu cred că sunt oameni sinceri care la un moment dat atât se simt de apăsați de Absolut. responsabilitate că nu mai pot. Este partea celorlalți care doar cu privilegiu și atunci aștepți mofturi, deci poate un echilibru care ar fi ușor sau greu de ținut. Eu nu m-am confruntat cu, adică m-am confruntat cu destule momente în care am vrut să renunț la slujire. Ia auzi. De curând am venit în zona asta. Timp de 10 ani am slujit în Oltenia și probabil cunoașteți, adică sunt convins că cunoașteți situația de acolo. E cu neputință să nu te confrunți cu astfel de situații, cu astfel de gânduri, în momentul în care vezi că lucrarea parcă stă pe loc, în momentul în care vezi prea puțină roadă, în momentul în care vezi că
parcă nu te armonizezi cu frații din adunare, unul vede într-un fel, tu vezi în alt fel și așa mai departe. E cu neputință să nu vină și gândul ăsta. Poate e timpul să renunț și să mă apuc de construcții sau de orice altceva. Însă, eu cred că atunci când Dumnezeu te cheamă într-o lucrare, îți dă și sentimentul ăla de nu știu, gândul ăla că ești folositor. Ai sentimentul ăla, ai plăcerea aia, bucuria aia de a te vedea folositor. Chiar dacă poate roada e foarte puțină, foarte mică, totuși te simți folositor, vezi că ești folositor. Și există în același timp și bucuria aia de a fi într-o relație profundă cu Dumnezeu. Și aduce acea chestia asta te face mai dependent de Dumnezeu. Absolut, da? Absolut. Și cu cât ești mai dependent de Dumnezeu, cu atât mai mult relația ta cu Dumnezeu te face să o duci și în fața celorlalți, cumva în fața bisericii. Păi oricum o duci, ori îți propui, ori nu îți propui, absolut, tot o duci, da, acolo. Chiar așa este. Indiferent de cât e de bună sau de rea, tot o duci. Bun, o să mă întorc la tine, că tu ai spus o chestie care eu mă gândesc la ea. Aha. Deci, Vale, înțeleg că în Oltenia îți mai trece prin cap vreodată să te gândești să pui mâna pe mistrie sau altceva, bănuiesc în Caraș niciodată. Nu. Nu foarte rar. Nu foarte rar. Am citit și... Bun, dar oamenilor, scuze-mă, oamenilor, unora, eu cred că ei se gândesc că cine place nouă, că suntem acolo în față, cât de simplu e. Da, unii privesc slujirea pastorală poate ca un privilegiu. În același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că, potrivit titlului pe care Cornilescu l-a dat la un moment dat în Corinteni, când scrie ce, greutățile slujbei. Aoleu! Există... Ai citit și pe acolo. Există și aspectul ăsta. Și cineva care vrea să facă lucrarea cu responsabilitate, e clar că se gândește la un moment dat dacă este sau nu util. Până la urmă, nu este altceva aici decât lucrarea Duhului Sfânt pe care El o face în fiecare dintre noi din slujitori, pentru că dacă este să fie în anumite situații succes din perspectiva umană în slujire, e foarte ușor să spunem că ni se datorează. Iar dacă există eșec, e foarte ușor pentru ceilalți să spună că de noi suntem vinovați, ni se datorează. De bun, aici este o chestie interesantă care eu mi-am permis să o abordez odată cu biserica pentru că aveam o relație bună și am spus fraților, înțeleg că dacă, m-am dus pe predică, exemplu simplu, că noi suntem și predicatori, înțeleg că dacă am o predică bună, toată slava e a Domnului. Amin, toată lumea e de acord. Bun, dacă am o predică rea, nu știu ce înseamnă o predică rea, poate nu le place lor, sau că știi și aici, depinde de cine te judecă, dar omenește, dacă am o predică rea, toată vina e a mea. Da. Acum nu cred că doar în domeniul ăsta al predicării. Nu, dar asta era întrebarea mea. Și știi la ce concluzie și biserica a priceput? Am zis, dacă dincolo toată slava e a Domnului, de ce dincoace toate greșelile sunt ale mele? Și atunci oamenii au ajuns la concluzie și unii au început să facă așa, au spus așa, mulțumesc că v-ați lăsat folosit de Dumnezeu. Da. Da. Măcar atâta, știi, că stai la dispoziția lui Dumnezeu. Până la urmă, ce zice Domnul Iisus în statutul nostru ca robi, și asta e valabil nu numai pentru slujirea pastorală, pentru orice slujire, slujire din biserică, și de altfel pentru orice membru care e cu adevărat parte din trupul viu al lui Hristos, trebuie să existe o slujire de o anumită natură. Zice Domnul Iisus, de fapt suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Și asta ne face cumva responsabili potrivit lucrului încredințat nouă. Ne face să fim responsabili și poate mai puțin să ne gândim la ideea de privilegiu. Trăim o vreme în care cred că pentru bisericile din România slujitorii sunt chemați efectiv, cum zicea Manu, că s-a gândit să pună mâna pe mistrie, să apuce de construcții. Poate sunt situații în care, ca și membru într-o biserică, ca și om implicat în slujire, poate chiar și din statutul de păstor, să pui mâna pe mistrie și să faci ceva la casa Domnului, dacă ai abilitățile astea. Da, vă dau și eu niște întrebări teoretic. Și asta nu scade din privilegiu.
Vă dau niște întrebări retorice. În orice domeniu, și cel pastoral, poți sluji cu adevărat fără să-ți pese? În domeniu... Să lucrezi cu oamenii, cu sufletul omului. Poți sluji fără să-ți pese de ei? Cu sufletul omului, nu. Bun. A doua mea întrebare. Știu unde. A doua mea întrebare. Poate să-mi pese și să nu mă consum? Nu cred. N-ai cum. Și atunci e normal că vin toate astea la pachet, da? Nu le pot spune oamenilor. Uite, hai să pun altfel problema. Eu sunt un membru în biserică, dar voi sunteți slujitori. Puteți avea un moment deschis cu mine și să-mi spuneți ce aș putea face eu ca om din biserică să vă fie slujba un pic mai ușoară, să zic. Eu, nu știu, poate, adică nu vreau să abstractizez așa lucrurile, dar în același timp mă gândesc un pic la niște chestii pe care le-am trăit. Cred că noi ne concentrăm foarte mult pe a face, a face o grămadă de lucruri. Și noi, ca și baptiști în special, avem tendința asta, cel puțin aici în zona asta a Banatului, asta am observat, că oamenii sunt foarte axați pe să facă lucruri pentru biserică, pentru păstor, pentru casa Domnului, etc., etc., etc. Care sunt bune, nu poți să spui că sunt rele. Nu sunt deloc rele, nu le putem exclude, însă m-am gândit la altceva. M-am gândit la ideea de a fi înainte de a face. Ideea de a fi. Și cred că aici de fapt este secretul. Uneori se întâmplă ca să ți-e foarte, foarte greu să faci anumite lucruri, tocmai pentru că trebuie să le faci. Ți-e greu să le faci pentru că trebuie să le faci. Însă m-am gândit la ideea asta. Ce ar fi dacă mai înainte de asta ar exista ceva cultivat în spate, o relație profundă cu Dumnezeu, o relație adâncă. Și atunci când e cultivată relația asta adâncă, atunci cumva vor ieși lucrurile pe care trebuie să le faci, vor ieși pur și simplu din tine, până într-acolo când vei zice, când am făcut eu treaba asta sau cum de-am făcut eu lucrurile astea sau cum s-a întâmplat asta, chestii pe care nici măcar nu le contabilizezi, nici nu le ții minte, le ține minte Dumnezeu, pentru că sunt făcute dintr-o dragoste din aia care izvorăște dinăuntru. Tocmai asta este lucru pe care eu vreau să îl predic la biserică și lucru pe care aș vrea să-l văd în membrii și în același timp și în mine, în membrii bisericii pe care o slujesc. Îmi doresc ca oamenii să-L descopere pe Dumnezeu. Eu sunt de acord cu tine dacă extindem la toți membrii bisericii, dar acum eu sunt un băiat fain din biserică, dar și practic. Adică dacă ar veni păstorul meu, Vali, la mine... Și spune, domne, eu întâi investesc în a fi cu tare, spune, Vale, ce ești tu în relația cu Dumnezeu, e datoria fiecărui creștin, dar noi avem o mică problemă, noi te plătim pe tine ca păstor acum, nu te putem plăti numai să fii sfânt, te plătim și să faci ceva, știi, că așa toți suntem sfinți, nu, și ne străduim și plătim prețul. Exact asta cred, că lucrarea de păstor, înainte de a fi o meserie, este o chemare. Corect. Înainte de a fi un job plătit, cu toate că e bine să te ocupi exclusiv de biserică, înainte de a fi un mijloc de câștigare a traiului pământesc, este o chemare, este ceva ce nu poți nega, este ceva ce nu poți exclude. Eu am fugit de lucrarea asta. E chestia aia din evrei când zice că nimeni nu și-a cinstea aceasta, știi? Exact. Bun, dar o să mă întorc la Vali să vedem dacă, din perspectiva lui ca slujitor, îmi poate da mie niște idei practice, ce pot face eu, familia mea, membrii din biserică, să vă fie slujba un pic mai ușoară. Chiar ușoară nu putem face, dar că nu puteți voi fără crucea lui Hristos, da? Da. Măcar să nu îngreunăm. Păi eu cred că aici este frumusețea punerii la oaltă pe care Dumnezeu o face în momentul mântuirii cuiva. Îl aduce de afară și îl pune la oaltă în biserica locală. Acolo unde, discutând ipotetic, eu sunt slujitorul și moderatorul este tânărul din biserică. Eu sunt membru, da, da. Sigur că fiecare, eu cred că fiecare om pe pământul ăsta se naște cu niște abilități naturale pe care el le are, pe care sigur Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le poate amplifica, dacă este cazul le poate schimba și transforma. Uh-huh. Și cred că
Există o capacitate de discernere a acestor abilități în cel care este în fruntea lucrării, slujitorul bisericii, ca să vadă tânărul X are abilități spre tehnică, spre muzică, spre parte practică a lucrurilor, adică îi place să mute un scaun dintr-o parte în alta. Lucruri care pot părea foarte simple și banale pentru unii, dar care sigur au o anumită importanță. Sau poate este unul mai care îi place mult socializarea. Stai la ușă, așteaptă-ți prietenii de generația ta, spune-le un zâmbet, spune-le o vorbă, arată faptul că e binevenit printr-un zâmbet. Deci sunt niște lucruri practice care ar putea încuraja atmosfera pe care o avem atunci când suntem la oaltă în părtășii unii cu alții. Eu vă întreb, că noi discutăm deschis, dacă ne place, răspundem, dacă nu, cumva voi v-ați dat seama, bănuiesc că v-ați dat seama, dar nu știu dacă o faceți intenționat să mă jonglați pe mine sau, sau e și o chestie din subconștient. Eu v-am întrebat ce pot face pentru voi și voi ați dus amândoi discuția înspre slujirea din biserică. Că vă bucurați, că mută la scaunul cu tare așa, de ce nu mi-ați zis ceva pentru voi personal, pentru familia voastră? Nu? N-ați vrut să ziceți, vă fost teamă sau nu vă vine ideea? Eu nu m-am gândit la asta. Chiar eu chiar mă gândeam acum, în timp ce răspundea Vali la asta, mă gândeam că simplu fapt că cineva s-ar gândi în felul acesta, pentru mine ar fi un lucru extraordinar. Aproape că nu nici să-i spun ce să facă. Ar trebui să-ți spun chestia asta. Deci faptul că eu aș veni cu o chestie în asta, pentru tine ar fi o mare bucurie că absolut, eu m-am gândit la chestia asta? Absolut. E o mare bucurie când cineva se gândește la lucrul ăsta. Și dacă tu mi-ai spune, domnule, viața mea nu m-am gândit la chestia asta, nu știu ce să-ți răspund. Da. Mie mi se pare că nu, nu știu, cel puțin în ce mă privește pe mine. Nu știu dacă... Ai fost omul de la care mereu s-a așteptat? Nu ai fost omul care să și primești ceva sau cum? Ba da, adică când cineva își oferă cu toată bucuria, se oferă pentru a, fi, pentru a fi de folos, cu tot dragul primesc slujirea, nu o refuz, nu o dau la o parte. Însă simplu fapt că cineva are frământarea asta, cum aș putea să fiu eu de folos, mie mi se pare un lucru extraordinar. Când are frământarea asta care, cum să spun, să aibă inima asta a slujitorului, eu sunt convins că omul ăla va primi călăuzirea pentru a fi de folos și slujitorilor din biserică, și bisericii, și fraților. Da, bun, ați spiritualizat-o. Ia zi, Vali, nu te-ai gândit la chestia asta. Nu m-am gândit, dar inevitabil cred că dacă cineva ar ajuta lucrarea, cu siguranță că și păstorul i-ar fi mai simplu. Am avut tineri cu care am mers în misiune, i-am luat în vizită la bolnavi, chiar unii dintre ei aveau bucuria asta, deși te gândești că există un așa zis, conflict între generații. Dar am avut câțiva tineri cu care am mers chiar pentru a împărtăși cina cu cei bolnavi și aveau o bucurie deosebită să vină, nu trebuia neapărat să-i chem în mod special. Altora le place, toți știu că tinerilor le place șofatul. Vii cu mine în misiune. Da, și asta cred că până la urmă ajută puțin și de ordin personal slujirea păstorului. Ajută și implicarea... Ți-ar plăcea, spre exemplu, o chestie din asta, să spun un tânăr în biserică, frate, uite la ce m-am gândit eu, dumneavoastră mai călătoriți, eu vreau să vă spun că șofer destul de bun, nu prea le am eu cu multe, dar cu asta îmi place să conduc, dacă vreodată vă simțiți obosiți, mergeți undeva sau nu vreți să vorbiți cu pereții sau de unul singur sau așa și îmi dați un telefon, poate că îmi fac liber și vin și conduc mașina pentru dumneavoastră până acolo și înapoi. Ar fi o chestie practică? Sigur că da. Nu, bun, eu aș putea să vă întreb, nu vreau să creadă cineva că banalizez, dacă ar veni cineva și ar spune, frate, mă rog pentru dumneavoastră, pentru mine, acum eu vă mărturisesc despre mine, să-mi spună cineva sincer, frate, mă rog pentru dumneavoastră, e unul dintre cele mai mari cadouri. Da. Chiar dacă noi am banalizat chestia asta, a, mă rog pentru tine și nu mă rog niciodată, eu de asta nu prea fac promisiuni cu mă rog, cu nu știu ce, mai bine zic, hai ne rugăm acum pe loc și văd eu dacă mai aduc aminte, cred că e mai apreciat că facem o rugăciune decât îți promit și nu mă rog niciodată sau uit, dar mă gândesc și la lucruri practice. Vă spun o chestie care mi-a trecut o dată prin cap și după asta mi s-a și întâmplat, nici în ziua de astăzi, dar ar trebui să cred că nu a fost regizat. Ce-mi trece mie odată prin cap? Știi că ne gândim și noi. Se apropia iarna, n-aveam cauciucuri la mașină de iarnă.
Nici nu știu dacă aveam posibilitatea să le schimb sau nu. Și încep să mă zic, băi, dacă eu aș face un accident și aș ajunge în spital, operație, nu știu ce, ar sări biserica în ajutor. Răspunsul meu în mintea mea a fost categoric da. Dom'le, biserica mă iubește, ține la mine, cu tare, cu tare, cu nu știu ce, știi, la... Bun, zic, bă, dar nu i-a trecut la nimeni prin cap să zică, frate, decât să plătim 20.000 operația să te punem pe picioare... Mai bine luăm niște cauciucuri. Vă luăm second cu 200, da, dar vă luăm să vă țină iarna asta, știi, la... Am vorbit cu unul singur chestia asta, așa nu știu cum împărtășind. Dom'le, la prima întâlnire de comitet... Vine unul la comitet și spune, fraților, vreau să vă spun un lucru, păstorii noștri circulă mult. În seara asta vreau să fac o propunere la comitet. Comitetul le cumpără cauciucuri de iarnă pentru mașină. Nu m-am băgat la chestia, am lăsat decizia așa, m-am dus la ala și am spus, băi, spune dacă ai vorbit. Frate, n-am vorbit cu nimeni. Deci vă mărturie. Că ăla era din comitet cu alea. N-am vorbit cu nimeni cu tare. Acum, eu trebuie să-l cred pe el, să o iau ca de atom. Dar m-am gândit așa la colegi din țară care poate, nu știu, din nou, nu că suntem în situația aia și nici voi nu m-ați plătit și nu mă puteați plăti să zic, că nici noi n-aș știu că ducem discuția aici, dar poate că și să faci niște lucruri practice, să zici, frate păstor, când ai ieșit cu nevasta, că toți ne spui, când ai ieșit ultima dată la o pizza cu nevasta? Păi n-am, cât atâta morți cu tare. Uite, vezi că vinerea viitoare, te rogi Domnului să n-ai niciun mort, dacă moare îl trimiți pe diacon, vinerea viitoare îți plătesc eu ce duci cu nevasta la pizzeria aia sau nu știu ce și stai două ceasuri cu nevasta sau un ceas jumătate, beți un ceai, plătesc eu, slăvit să fie Domnul că pot, așa pe cinstite, ne-ar pica bine o chestie asta? Sigur, omenește cred că ar pica bine, însă mă gândesc un pic la... Dincolo de a ajunge în situații de felul ăsta, cred că sunt și lucruri care nu implică neapărat partea materială, adică o jertfă financiară a unui tânăr, să zic, din biserică. M-am gândit că o să te tem de chestia asta. nu mă tem că tinerii n-au bani. Mă tem de faptul că, adică nu mă tem, mă gândesc la faptul că sunt slujiri pe care ar putea să le facă un tânăr fără să implice partea financiară. Bă, dar tu de ce vrei să mă refuzi pe mine? Hai să zic că noi suntem o familie tânără sau așa, da? Și tu ai putea, dacă vrei, în prima fază să te temi un pic, să spui, frate, în viața mea nu m-am gândit la chestia asta, chiar mă simt onorat că cineva s-a gândit, eu să am o seară cu nevasta sau nu știu ce. Și dacă vrei să fii mai precaut, să spui, domnule, uite care e problema. Mă duc și vorbesc cu nevasta, mă rog, fă-o cât de spirituală, dar am o propunere. Mergem împreună. Mergem împreună. Da. Chiar dacă împărțim, să mergem împreună. Și poate acolo, când stăm la masă, spui, băi, atât de mult am apreciat chestia asta, chestia asta, chestia asta. Acum că toți suntem aici, m-am gândit, tu n-ai putea ajuta un pic la stație cu două microfoane? Nu mă prea price, frate, dar inima ai, da, te învățăm noi. Poate chiar întâlnirea aia de la masă, unde lui a venit în minte, să o folosească Domnul ca după asta să faci ceva în lucrare. Da, eu nu mă gândesc neapărat să refuz. Da, da, da. Dar mă gândesc că poate unii care n-au posibilități, să zicem. Bun, acum am vorbit de aia care au, știi? Da, ar putea avea inimă să facă ceva și ar putea face ceva care să poată ajuta lucrarea și slujirea. Eu cred că și un angajat de la vulcanizare, apropo de cauciucuri, dacă un tânăr e angajat la vulcanizare și vrea să ajute lucrarea, chiar dacă biserica nu cumpără cauciucurile second, faptul că jerfește din timpul lui și poate vorbește cu patronul, șeful, vin peste program, lasă-mă să-i schimb lui păstorul meu sau lui popa meu. Și asta ar fi o chestie mare de încurajare. Da. Da. Nu, deci tu ai pus accentul bine, nu intră prima dată chestia financiară. Acum unele costă și mai mult sau mai puțin. Da. Eu am ajuns, spre exemplu, la o chestie la care nu m-am gândit în viața mea, acum probabil și vârsta și slujirea, am ajuns într-o perioadă să mai culeg așa. Și ca să nu intru detalii, dar să vă dau, m-am dus, cineva ne-a invitat să petrecem un concediu cu ei. Unde l-am crezut niciodată că voi ajunge. L-am crezut niciodată că voi ajunge. Și pe cheltuiala lor. Și pe cheltuiala lor, împreună cu soția, noi intrăm în detalii și vă spun care a fost explicația. Omul foarte sincer, că nu ne cunoșteam. Am fost undeva într-o conjunctură și mi-a zis gazda, frate, am un prieten.
trece printr-o perioadă mai delicată, că știți că toți avem perioade. Nu mergem până la ei să facem o rugăciune sau ceva. E un mod natural, nici nu știam cine-i prieten, nici nu cu toate. Omule, dacă tu crezi că pot ajuta cu ceva, bă, eu nu știu, ne primește, nu ne primește. Eu am zis că sunt disponibil. O sunat, vrei să venim până la tine? Ne-am dus acolo, am povestit, nu știu, nu, nimic neapărat. Am făcut o rugăciune sau ceva. Omul ăla atât de mult a cântărit chestia aia pentru el, că cineva și-a făcut timp cu tare și peste ani de zile a spus, frate, dumneata, ai fost alături de noi atunci. Noi vrem să facem chestia asta pentru familia dumneavoastră, fără obligație, fără... Deci sunt, uite, oameni care se gândesc la modul practic, știi? Și de asta zic, acum nu știu dacă trebuie să le dăm noi idei, că atunci la noi se interpretează altfel, dar probabil nici să fim în extrem aia dacă cineva chiar, la modul sincer, nu cu figuri și cu politici, vrea să ne încurajeze. Ia că tot vorbim de responsabilități și de privilegiu. Exact asta. Bun. Vreau să mă iertați că intervin. Nu este posibil ca, acum să privim și din alt unghi, ca astfel de daruri să creeze obligații. Dar cum putem aborda situația asta? Sau tu nu ești copil. O să vezi niște chestii care sunt evidente, da? Dacă vrei să fii mai precaut, poți să vezi dacă nu te duci prima dată, dacă omul perseverează sau ceva, sunt multe chestii. Și Dumnezeu te va păzi. Tu știi că Dumnezeu ne călăuzește și pe noi, nu numai pe alții. Toată problema este să nu fim în extreme. E adevărat că atunci când te duci nou ca păstor într-o zonă, s-ar putea primii care te abordează să nu fie neapărat cei care îți dau pizza din toată inima, sună foarte urâtă chestia asta, dar experiența noastră care era de cei care te așteaptă cu papuci, vor și să te încalțe de multe ori cu papuci, nu e așa la voi și nici la mine, ci la alții a fost așa, dar și aici trebuie să fim precauți. Ideea este între precauție și eu vă spun acum altceva, ce am încercat în viață, dacă a venit la mine, da, așa prin cel absurd, a venit cineva și a spus, frate, păstor, Domnul m-a trimis să vă aduc un cocoș. N-a fost cazul, da? Eu am vrut să mă asigur că cocoșul e de la Domnul. Și poate am pus întrebări, nu, frate, cocoșul, Domnul l-a trimis prin mine. L-am luat, dacă n-am văzut alte chestii, am mulțumit Domnului pentru cocoș și am mulțumit și poștașului că mi l-a adus. Ei, vreau să spun că de tânăr am avut, nu știu cum să zic asta, că nu o vreau să iasă rău, dar am avut puterea asta, dacă peste câtva timp tu ai venit la mine, nu s-a întâmplat, dar dacă ai fi venit la mine să spui, frate Iuga, vezi că eu ți-am dat cocoșul, să zic, Manu, nu mi-aduc aminte despre ce vorbești, ce frate, când am venit eu, n-ai zis că a fost de la Domnul Iisus? Mm-hmm. Păi da, nu, stai să ne înțelegem. Eu te-am întrebat, dacă tu mi-ai spus că e de la Domnul Iisus, eu cocoșul rezolv cu Domnul Iisus. Poștașul, sper că te-o plătit stăpânul care te-o trimis, eu ți-am mulțumit frumos. Acum sunt și situații când îi dai doi cocoși înapoi, dacă nu asta, și tot ai scăpat de el. Dar pe cinstite, dacă omul m-a mințit că l-a adus de la Domnul, ghinionul lui, știi? Da. Dar nu se provoc eu chestii de genul ăsta, dar dacă omul spune, bă, Dumnezeu m-a trimis, păi acum ce să fac? Că e și chestia aia, noi tot vorbim că Dumnezeu a trimis corb la Ilie cu tare. Dacă Ilie spunea, păi nu-mi place corbul ăsta, că n-are ghearele așa, nu-mi place, bă, Ilie. Deci, da. Dar bun, ne întoarcem că sunt și responsabilități și privilegii, dar m-aș bucura și eu cred că sunt oameni care se roagă pentru voi și nu știți. Cu siguranță. Și oameni care se gândesc la voi, poate nu îndrăznesc, dar e bine. Și Domnul, suntem în mâna Domnului. Voi toată viața ați fost slujitori sau v-ați născut și voi așa normal într-o familie? Eu m-am născut într-o familie de credincioși baptiști. Pe linia familiei, primii credincioși baptiști au fost străbunicii. Da. Deci am avut un privilegiu mare din punctul ăsta de vedere, că și chiar am cunoscut doi sau chiar trei din străbunici, bunicii și părinții credincioși.
Nu m-am gândit neapărat în perioada adolescenței și a tinereții să intru în lucrare. Chiar la terminarea liceului am avut puțin o altă perspectivă. Dumnezeu însă mi-a arătat foarte clar că asta este chemarea pe care trebuie să o urmez. Și pot să spun că, uitându-mă în urmă, a fost o decizie înțeleaptă din partea mea să ascult de ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă la momentul respectiv. Pot să zic că e o responsabilitate și un privilegiu, sigur, să fii în lucrare și cred că Dumnezeu, odată cu chemarea mea în lucrare, a pregătit și partenerul de viață, care și el trebuie să... Ajungem acolo, să înțelegem din Scriptură. Manule, tu cum ești așa, tot credincios, din credincioși? Cred că există multe asemănări între mine și Vali, din punctul ăsta de vedere, acum le descoper. Și eu m-am născut într-o familie de credincioși baptiști, și la mine străbunicii din partea tatălui au fost unii dintre, hai să zic, în ghilimele, doar care, într-o oarecare măsură, pionieri în satul lor. M-am născut în Anina, acum în locul unde slujesc acum, de câteva luni de zile, și la 11 ani ne-am mutat în zona Oltenii. Tata a fost slujitor acolo, a început o lucrare de pionierat, aș putea zice. Câți ani ai avut când tata s-a mutat acolo? 11 ani. Și cum ai primit momentul? Pentru mine era o aventură, da? Era ceva, ne mutăm, plecăm. Da, din oraș micuț, nici nu vine un oraș mare, dar era ceva, era ca o aventură, schimbăm locul. Eram și cel mai mare dintre frați, cumva, așa, era ceva deosebit. Și am început o lucrare într-o zonă în care nu exista niciun fel de biserică. Nici măcar ortodoxă. Singurul lucru care amintea așa un pic de spiritualitate era o căsuță de lemn în mijlocul unui cimitir la Rovinari. Atât. Și prima biserică, prima clădire construită pentru o biserică a fost Biserica Baptistă din Rovinari. Dar după 2 ani de zile, Domnul l-a luat pe tata, l-a luat acasă, printr-un accident de mașină, și mama a continuat să rămână Rovinari împreună cu noi. Bineînțeles, au fost perioade dificile, perioade grele, perioade în care m-am răzvrătit și față de Dumnezeu, și față de biserică, și față de slujitorii care erau acolo. Unul dintre lucrurile pe care nu le-am dorit deloc să se întâmple a fost să ajung păstor, să ajung slujitor. Mi-am dorit să fiu orice altceva, începând de la fotbalist și terminând cu, să lucrez în domeniul economiei, orice altceva, dar nu păstor. Dar Dumnezeu mi-a închis toate ușile, mi-a frânt toate planurile, mi-a schimbat modul de a gândi. Am ajuns la Timișoara și am cunoscut niște frați, cum este fratele Marius Birceanu și fratele David Nicola și alții, care cumva m-au făcut să stau înaintea Domnului și să zic: Doamne, uite, anul 2003, ăsta este singurul an în care eu voi da la seminar. Și l-am pus înaintea lui Dumnezeu și am zis că, bineînțeles, m-am dus acolo fără să mă pregătesc, fără să învăț ceva, fără să așa, și am zis că dacă Domnul va dori să intru, voi intra. Și Dumnezeu, nu știu ce credeți dumneavoastră sau ce crede alții, dar eu cred că Dumnezeu mi-a predestinat viața. Adică mi-a aranjat toate lucrurile, le-a pus în așa fel încât să se întâmple, să ajung în momentul ăsta aici și acum. Asta cred. Și cred că inclusiv planurile mele, când cineva este în mintea lui Dumnezeu, Dumnezeu aranjează toate lucrurile în așa fel încât să se întâmple lucrurile așa cum el. Eu asta zic din experiență. Asta am prins în ziua bună sau în fiecare zi gândești așa? Da, chiar și atunci când mi-e greu. Chiar și atunci când mi-e greu și când mă cert cu Dumnezeu. Și chiar și atunci știu că dacă am ajuns să... Tu că planul Dumnezeu vrea să te cerți cu el. Numai crezi că și acolo... Chiar și acolo, da. Probabil că vrea să zică de momentele în care
Sigur, ești descurajat, poate, de rezultatele. Nu, stai liniștit, că și eu mă cer cu Dumnezeu. Nu, da. Nu aici am vrut să-L corectez. Deci, acum, eu de zic, băi, când te ceri cu Dumnezeu, totuși fii un pic mai cu bun simț, că după asta trebuie să-și ceri iertare și atunci exact. Ai grijă să-și ceri pentru mai puțin. De asta e altfel. Dar noi nu credem că Dumnezeu vrea să ne certăm cu El, dar credem că suferința aia, dar spunem, crezi, adică te forțezi să crezi cumva, nu? Îți impui să crezi asta. Te educi, hai să folosesc cuvântul, nu. Te educi să crezi asta. Nu, n-aș spune asta, nu-mi impun să cred asta, nu sunt nici fatalist în același timp, ci pur și simplu am așa, e ceva așa, ceva ce, nu știu, nu pot să o explic. Ești chiar fericit, eu îmi impun. Deci am momente în care îmi impun să cred Scriptura. Dom'le, trebuie, asta spune Biblia, chiar dacă realitatea pare altfel, spun realitatea e trecătoare, nu percep eu bine, cuvântul lui Dumnezeu e adevărat, nu se schimbă. Și eu am cumva cam aceeași atitudine vis-a-vis de aspectul ăsta, pentru că și eu cred că dacă cumva umblarea cu Dumnezeu înseamnă și deprinderea unor, hai să le zicem, rutine. Ai vorbit cu Pavel sau ce? Ce că m-am deprins. Da, da. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă și aspectele astea care țin de ordin personal în legătura noastră cu Dumnezeu. Nu întotdeauna poate că lucrurile merg așa cum le gândești și cum le... Și eu am avut momente în care e importantă și chemarea în lucrare. Asta este punctul de plecare. Eu am vrut să te întreb atunci dacă convingerea ta că ești chemat de Dumnezeu te-a ajutat pe parcursul vieții. M-a ajutat, dar a mai fost un alt lucru care cred că este important, chemarea și specifică pentru un anumit loc. După ce Dumnezeu te cheamă în general la, în slujire, general, da? La slujire, te cheamă și pentru un anumit loc în slujire. Și pot să zic că am avut momente cu Dumnezeu în care chiar am zis, Doamne, dar eu sunt fer convins și știu clar că voia Ta a fost să vin aici, că nu a fost nicio altă implicare omenească sau altă, da. Așa. Dacă a fost voia Ta să vin aici, dacă eu slujitorul Tău, dacă fac lucrarea Ta, dacă sunt... Teoretic implicat, ar trebui să meargă totul bine. Da. De ce mai scârție pe alocuri? Și până la urmă, cred că scârțiturile astea au și ele rostul lor de cizelare a noastră personală. N-am stat niciodată să-L auzim pe Dumnezeu, păi te-am adus aici tocmai să te... de asta. Eu m-am mai gândit și la un alt aspect. Cred că Dumnezeu știe traseul vieții, știe ce pune în fiecare din noi, temperament, caracter și toate lucrurile astea. Și cred că acolo unde există în biserica locală anumite temperamente de o anumită factură, Dumnezeu vine cu răspunsul pe măsura a ceea ce este acolo. Și păstorul, slujitorul, cred că este ca o completare a acestor lucruri. Dacă n-ai avea niciodată nicio zbatere, până la urmă și zbaterea lui Manu, că nu vreau să fiu păstor orice altceva, asta cred că fiecare dintre noi o avem, că și Moise zice, Doamne, trimite pe cine vrei. Exact, cu ăsta stau de vorbă, cu cel pe care vreau să-l trimit. Da, problema nu e la Dumnezeu, că a greșit adresa. Da. Cred că fiecare dintre noi avem, și eu am avut momente și situații și mi-am adus aminte în timp ce vorbea Manu de faptul că terminând clasa 12-a, m-am înscris la o facultate și am căzut la facultatea respectivă cumva, aș spune eu, de neînțeles pentru mine, pentru că am căzut la o materie, la istorie. Și mie și la momentul ăsta îmi place istoria, sunt foarte pasionat de istorie. Dar înainte de a ajunge acolo, m-a întrebat unul din păstorii pensionari, fratele Turcu Teodor, a slujit și la Lugo și la Constanța, la Craiova. Unde și dai? Iași? Îi spun, zice, du-te că nu vei reuși, tu ai traseul ăsta și tu pe ăsta trebuie să mergi. M-am uitat cu ciudă la el și pot să zic că după afișarea rezultatelor m-a căutat curios să vadă dacă au avut dreptate sau nu. L-am evitat de câteva ori, dar n-am putut să-l evit la nesfârșit. A înțeles, a prins ideea, nici n-a așteptat să-i spun, mi-a zis, ce ți-am zis? Ce ți-am zis? Mergi pe... Da, eu cred că Dumnezeu folosește... Stai să vezi alte chestii. Știi că avem și noi momentele noastre de profeție și de toate, când nici nu știm de ce spune.
Eu îi spun unui tânăr care merge la teologie, dar unui tânăr pregătit cu tare. Și mă uit la el și zic, omenește, n-ai cum să pici. Dumnezeiește, da. Și zic, noi facem o rugăciune în camera asta și aici stabilim noi, nu la examen, aici stabilim. Și noi ne rugăm să facă voia lui Dumnezeu, dar omenește n-ai cum să pici, ești pregătit, ești cu tare. Dumnezeiește, zic eu, sigur, există alte variante. Da. Și eu, teoretic, am fost sigur că intre, că tot când vine acasă, zic, cum a fost? Dumnezeiește. Ca după asta, când s-a dus din nou, a spus, păi, chiar Dumnezeu a lucrat, pentru că perioada asta a fost un an la mijloc. Anul acela în care el s-a dus, s-a implicat, s-a făcut, ce numai eu știu cât a lucrat Dumnezeu la maturizarea mea, la transformarea mea, dar știi, o chestie asta să spui, slăvit să fie Domnul, am picat, știi, cu tare, da. Când vrei un lucru bun. Da, e interesant. Mă gândeam la un aspect, la un lucru. Unul din lucrurile pe care le-a lucrat Dumnezeu în viața mea în ultima vreme a fost faptul că m-a deslipit de unele lucruri de care nu credeam că voi fi vreodată deslipit. Dau un exemplu. După ce am terminat seminarul, am ajuns la Rovinat și am slujit acolo timp de 10 ani ca slujitor ordinat de biserică și încă 3 ani am slujit înainte de asta. Și în tot timpul ăsta aproape am considerat că locul meu este pentru totdeauna acolo. Sunt chemat să slujesc pentru totdeauna acolo. Una dintre chestiile pe care le-a lucrat Dumnezeu în mine, cel puțin în ultima vreme, a fost gândul ăsta că niciunde, în niciun loc și niciunde nu sunt pentru totdeauna. Nici măcar pe pământ. Corect, corect. Aleluia! Atunci mi-am dat seama că oricând se pot schimba lucrurile în viața mea, oricând pot să devin altceva decât ceea ce sunt acum, mi-am dat seama că Dumnezeu te poate chema pentru o vreme să slujești ca păstor, apoi poate schimba cu totul perspectiva, să te cheme să-L slujești în alt fel. Mi-am dat seama că Dumnezeu are perioade și moduri de a lucra cu fiecare dintre noi. Dar ceea ce a lucrat în mine, cel puțin, a fost lucrul ăsta. Și anume faptul că nu ești niciunde bătut în cuie. Niciunde nu ești bătut în cuie. Cred că asta este una dintre problemele cu care se confruntă în general slujitorii. Cumva au tendința asta de a gândi în felul ăsta, de a se vedea pentru totdeauna Dumnezeu m-a chemat la asta, pentru totdeauna voi face asta. Eu cred că atunci când ești eliberat și ești pur și simplu în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu te va folosi și cred că va fi o slujire mult mai eficientă și mult mai, mai folositoare pentru ceilalți. Super, deci Domnul continuă să lucreze și în viața ta și în viața noastră. Rămânem la concluzia că El e Dumnezeu și decide. Aș face două mențiuni ca să, așa, sper că vom fi pentru totdeauna cu El. Amin. Așa. Și nu doar sperăm, credem. Da, 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 deci așa. Și un alt lucru care, mai în glumă, mai în serios, le spuneam eu unor slujitori, am zis, fii atent, biserica ți-o poate da Dumnezeu pentru o vreme, nevasta pentru toată viața. Corect. Deci biserica, da. Eu pot da Domnului într-o zi, nu mai pot sui sus. Biserica din Rovinarea ta, țin-o, nu mai pot cu ea, că toată ta a fost nevasta, nu pot să-i o dai. Zic că ai zis de nevastă, ia să vedem, așa. Cum te-ai însurat? Bine, am înțeles, da. Am însurat bine. Eu nu cred foarte mult în semne puse pentru orice înaintea lui Dumnezeu. Dar eu cred că există momente în care e bine să stai înaintea Domnului și chiar să fii deschis cu privire la o călăuzire specială. O călăuzire specială, da. Asta pot să zic că este valabil în dreptul meu și în ceea ce privește căsătoria și în ceea ce privește slujirea. Apropo de ce a zis Manu, eu când am venit la Oravița, prima oară când am venit la Oravița, la o sărbătoare a nașterii Domnului în 96, când am plecat de acolo, m-a dus un membru din biserică cu mașina. Efectiv, ăsta a fost gestul meu, unde m-a lăsat,
mi-am lăsat bagajele jos, m-am uitat în urmă să fiu sigur că nu mă mai vede. Mi-am ridicat ochii în sus și am spus: Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine acolo, eu nu mai calc acolo în viața mea. Și Domnul ți-a dat mai mult decât ai visat. Domnul mi-a dat mai mult decât am visat. Când am mers acolo, cumva am avut o târguială cu Domnul, am zis 2-3 ani și voi pleca. Îs 23 de ani, apropo. A, bine, la Domnul o zică, hai să ne întoarcem la nevastă, că legat de soție, ce să facă? Lucrurile erau legate tot așa. Eu eram în anul 4 la seminar la București. Știam că este un an foarte important din punct de vedere a deciziilor, dincolo de aspectele de examene și care până la urmă treceau ele cumva. Era o perioadă foarte importantă pentru că însemna decizia cu privire la un loc de slujire. Aveam niște perspective, ca să zic așa, de slujire și în același timp eram conștient de faptul că fiind plecat pe drumul ăsta al slujirii, trebuie să am un partener de viață care cumva să înțeleagă aceeași chemare în slujire ca și mine. Soția era studentă la dublă specializare, apropo de faptul că fratele Bunaciu Senior, într-o vreme, într-o discuție personală cu noi de la teologie, și fraților, de asta v-am făcut dublă specializare, ca să aveți mai ușor... V-am adus aproape uițele Domnului, adus da, aproape, să nu mergeți atâta în misiune. 4 ani de zile a fost o colegă, ca oricare alte colege. Undeva în anul 4... Ți s-au deschis ochii. Mi s-au deschis ochii dintr-o dată. Și am pus înaintea lui Dumnezeu, cu privire la o dată specifică, aveam 2 colegi de an, care sunt amândoi în lucrare acum. În primul an am stat cu ei în cameră, după aia administratorul ne-a tot schimbat, că așa era pe vremea aia, dar am rămas foarte apropiați, am stat în bancă 4 ani, în aceeași bancă, și ei erau deja logodiți, se logodiseră în vacanța aceea de iarnă 96-97, Eu nu aveam nici măcar perspectivă, eram împăcat cu gândul că e născută, deci asta știam. E bun, mare lucru. La vremea aia e născută. Și totuși am zis împreună că, măi, eu cred că trebuie să ne rugăm ca Domnul să lucreze într-un anumit fel. Eu am credința că în vara asta mă voi căsători și eu. Ei aveau stabilite nunțile și mă voi căsători. Am pus cumva o dată împreună cu ei, am și postit, ne-am și rugat, data era de 28 februarie. În 28 februarie trebuia să se întâmple ceva cu privire la actuala mea soție. Lucrurile au mers bine în ianuarie, până la jumătatea lui februarie, undeva prin 20 februarie îmi spune unul din cei doi colegi: măi, Vali, dar deocamdată nu e niciun semn că ceea ce ne rugăm noi să se întâmple s-ar putea întâmpla. Dacă nu se întâmplă, zic, noi am discutat cu Dumnezeu că până în 28 ar trebui să se întâmple, zic, dacă se întâmplă pe 1 martie, din punctul meu de vedere... A expirat. A expirat. Are Dumnezeu toată vremea până în 28. Colegul ăsta care m-a întrebat, logonica lui era în gazdă cu soția. Cumva era un soi de spion acolo, binevenit cu privire la lucrurile astea. 1 martie a fost într-o zi de sâmbătă. Bine că n-ai zis informator. Da. 1 martie era o zi de sâmbătă și mi-aduc aminte, chiar și astăzi, cum s-au petrecut lucrurile. Am așteptat să treacă dimineața, undeva spre după masă. Împreună cu el ne-am dus împreună la cele care erau acolo în gazdă cu... Era 1 martie, cu câte o floare, cu o ciocolată. Nu am întrebat cu privire la ceea ce voiam să se întâmple, dar eu am plecat după vreo jumătate de oră, de-abia am așteptat să întoarcă colegul meu, fiind convins că el nu va rezista și își va întreba logonica. Și când a venit, mi-era o ciudă că a târziat, treceau ore, nu erau celulare pe vremea aia. Trimiți un SMS să afli un răspuns. Și când a venit, zice: Vali, nu-mi vine să cred. Ce? Zicea, seară, era 28 februarie, undeva în jurul orei 5, s-a întâmplat chestiunea pentru care ne-am rugat. În 28, la ora 5 după masa. Din punctul meu de vedere, lucrurile s-au limpezit, era clar că
răspunsul de la Domnul este foarte clar. Acum mai rămânea, dacă Domnul mi-a vorbit mie, să-i vorbească și... Să lămurească și pe ea, da, să-i trimită un SMS. Și lucrurile au fost bune din perspectiva asta și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Noi n-am avut o perioadă foarte lungă, undeva în luna mai acelui așa ne-am logodit. Și apoi în 31 august ne-am căsătorit și... Schimb vitezele și merge repede. Câți ani de căsătorie? 23. Copii? 2 copii, o fată și un băiat. Fata e studentă, băiatul e la liceu. Domnul să-i binecuvinteze. O bucurie pe care am avut-o a fost să constatăm că slujitorul, diaconul bisericii, care a fost diacon când eu am venit acolo, a fost căsătorit cu soția lui tot în 31 august. Și până anul ăsta a fost ultimul an în care am sărbătorit împreună ziua căsătoriei noastre, pentru că în urmă cu 2 săptămâni a plecat la Domnul fratele Ion. Da, a fost o atmosferă bună. A fost frumos. Da. Hai să-l cununăm și pe Manu. Zi, Manule, tu cum ești? Varianta scurtă, cu voi numai istorie lungi aveți astea. Da, la, bine, o să scurtez așa cât de mult se poate. La mine a fost și simplu și complicat. Am cunoscut-o, de fapt, eram într-un grup de prieteni din care făcea parte și sora soției mele. Nu am avut nimica cu ea, doar că eram în grupul acela. Și când eram în anul 4, soția mea a venit la București, la facultatea de litere, de limbi străine, engleză, franceză, și stătea în cameră la cămin cu sora ei la dublă specializare acolo. Și pot spune că în ultima lună din anul 4, înainte să plec acasă, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, am început să insist să mă văd cu ea, să ieșim în oraș. Bineînțeles, nu a acceptat absolut deloc, niciun fel de... Așa. Odată a vrut să iasă cu mine, țin minte că era ziua... Nu mai țin minte data, dar știu că era ziua în care ne-am dus să votăm dacă era un referendum, dacă Băsescu să rămână sau nu. M-am dus, am votat și apoi m-am întâlnit cu ea. Și... peste ani mi-a zis că ea s-a întâlnit cu mine că să-mi spună că să nu mai insist. Dar de fapt, după 3 ore de plimbat pe lacul Morii, pe marginea lui, o uitat să mai zic asta. Mai uite și el, da. Apoi am aranjat că să nu o ducă nimeni la gară, ea trebuia să plece acasă, mai trebuia să rămân să dau examene. Am aranjat să nu aibă niciun fel de ajutor, ca să pot eu să-i fiu de folos. Și s-a urcat în tren și de atunci am continuat să vorbim la telefon vreo 4 ani de zile. Tot în tren, vreo 4 ani de zile. De-abia după 4 ani de zile ne-am căsătorit. A fost un timp de așa de eu știu, de prelucrare din partea lui Dumnezeu, de pregătire. Frumos? Eu nu l-aș mai repeta. I-am zis că nu mi-ar plăcea să mai, să trec pe acolo. Sper că ea, dacă ar fi aici, să nu că zic, eu l-aș mai lungi cu un an, știi, dar, da. E bine că nu e aici, da, e bine, da. Lasă că mai... Da. Ideea care este că în tot timpul ăsta Dumnezeu a avut de lucrat și în mine și în ea, au fost perioade cu urcușuri, coborâșuri, de toate felurile, dar Dumnezeu ne-a ținut împreună 4 ani de zile de vorbit la telefon și de văzut poate o dată pe lună, cel mult. Dar Dumnezeu ne-a ținut împreună. Da, s-a putut și așa. Absolut. Dumnezeu ne-a ținut împreună și în asta am văzut într-un mod clar faptul că Dumnezeu a pregătit-o pe ea pentru mine. Prin faptul că a trecut atâta timp în care noi în loc să, cum se zice, ochii care nu se văd se uită, de fapt, în loc să ne răcim unul pe altul, cu toate că au fost destule momente de dificile și grele, Dumnezeu din contră a făcut ca să ne apropiem mai tare unul de celălalt. Bine că au scăpat alea grele după ce v-ați căsătorit, n-ați mai avut niciunul și a fost frumos. După aceea, unii zic că primul an e cel mai frumos. Nu, mi se pare că cu cât trece timpul, cu atât e mai frumos. Corect. De ce? Exact. Pentru că mie, dacă ar fi să zic, cred că primul an în care am fost căsătorit a fost cel mai traumatizant an din viața mea. Dar a fost
un an, și nu numai anul ăla, așa, primii ani, în general, au fost niște ani bine, cum zice Domnul Iisus, vine cel bun la urmă. Exact, așa și mergem tot înspre mai bine. Dragii mei, iarăși am ajuns acolo, cred că am și uitat de ceas, acum am văzut tot ce am depășit pe aici. Mulțumim că ați avut răbdare cu noi, de data asta, de dragul minutelor, nu o să mai repet, cu rugați-vă pentru ei, pentru familiile lor, pentru copiii lor, pentru soții, pentru biserici, pentru toate astea, că deja le-am repetat. Dar când faceți o rugăciune pentru voi, mulțumiți lui Dumnezeu pentru slujitorii voștri, mulțumiți lui Dumnezeu pentru slujitorii care poate îi auziți pe internet, îi vedeți undeva la televizor, nu știu ce, și rugați-vă ca și din familia voastră și din familia altora, Domnul să ridice slujitori, să ridice băieți și fete care să-L slujească din inimă curată și Dumnezeu să fie onorat în ei. Rămâneți sub binecuvântarea Domnului, fiți o binecuvântare pentru mulți și nu uitați că dacă rămânem credincioși Lui, ne așteaptă binecuvântări veșnice.